28 de salvatori au fost pregătiți timp de 2 săptămâni de către 6 formatori. Aceștia au învățat cum să intervină în zone periculoase, cum să folosească echipamentul din dotare și aparatele izolante cu aer comprimat. Astfel de lecții practice se efectuează minimum 4 ori pe an. Este foarte important ca un nou angajat din start să cunoască toate momentele cu ce poate el să se întâmple pe viitor, cu flacăra deschisă, cu temperaturi înalte, cu greutatea echipamentului, cu solidaritatea în colectiv. În încăperea unde a avut loc exercițiul practic, temperatura a ajuns la un moment dat chiar și la 500 de grade Celsius. Din cauza fumului nu se vedea pompier cu pompier. Chiar și așa, tinerii au trebuit să facă față provocărilor. Experiența a fost foarte interesantă când intri într-o încăpere de genul dat, parcă ai în tine o frică oarecare, dar totuși până la urmă ai tendință să o învingi. Da, e foarte fierbinte, e foarte închis, întuneric. Potrivit reprezentanților IGSU, fiecare pompier este considerat pregătit de o intervenție doar după absolvirea cursului inițial de pregătire împotriva gazelor și fumului.